Pentru acest an, Asociația Ivan Pațaichin Mila 23 va organiza și Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle România 2011. Evenimentul se va desfășura la Tulcea în perioada 2-4 septembrie. Cursa tradițională de bărci este una dintre competițiile cele mai palpitante din cadrul festivalului. Participanți vor veni din mai multe țări dunărene, evenimentul fiind construit pe mai multe zone de interes. În afara competiției vor fi organizate expoziție de bărci locale, Târgul Dezvoltării Durabile în Delta Dunării, Târgul Comunităților Locale, expoziția Bicicleta Apelor. Pe lângă concursul de vâslit între echipele din satele Deltei, la festival va avea loc și Parada Bărcilor din Turul Internațional Danubian, un proiect cu o tradiție de peste 50 de ani, în cadrul căruia echipe din țările cu ieșire la Dunăre traversează fluviul de la izvoare la vărsare pe un traseu ce depășește 2500 de kilometri. Parada este inclusă pentru prima dată în acest format complex.